Gata, începe școala. Starea generală este de confuzie, de nedumerire și de teamă. Cum o să fie? O să crească numărul de cazuri? Dacă se îmbolnăvește copilul, să poarte mască sau să nu poarte mască? Întrebările astea sunt în toate familiile cu copii. Ca să fim mai direct, l-am invitat aici pe un copil foarte drăguț care începe școala pe 14 septembrie. Bine ai venit! Cum te cheamă? David! David! David, hai să aflăm câte ceva despre tine. Când o să fii tu mare, ce ți-ai propus să te faci? Influencer. Îmi place cel mai mult. Să fac glume, să mă filmez. Influencer. Interesant. Dar de ce nu vrei să te faci tu doctor sau profesor? Ăsta-s bugetar. Nu vrea salariul de la stat. Cum ai spus mai zi o dată, ăștia-s? Bugetar. Nu zi ăștia-s? Ăștia-s bugetari. Ai o problemă cu litera Ș? Ia zi Ș. Ș. Dar de ce S e așa? Spune. Ai o problemă cu... dantura? Dinții, cred. Cu dinții. Bă, că ți-au căzut vreo doi dinți acolo de jos. Și zâna măseluță a venit să-ți îndeplinească vreo dorință? N-a venit zâna măseluță? Nu ți-a îndeplinit? Bă, ce dorință ai tu acum la începutul școlii? De asta e tu o dorință. Uite-te la mine. Acum te uiți la mine. Zi. Zi o dorință. Niciuna. Hei, nu cred. Să-ți aducă zâna măseluță ceva. Ce vrei să-ți aducă zâna măseluță? Nimic. Nu pot să cred. Măcar aia doi dinți să ți-i pună la loc. Ce trebuie să facă un copil ca să ajungă influencer? Poți să-mi zici? Da, să se filmeze mereu, să vorbească repede și să aibă o freză frumoasă. Oh, super! Ai pus punctul pe ei cu freza. Dar tu de ce ai părul așa de lung? Păi mă pregătesc să devin influencer. Nu ți-am spus? Corect. Deci de asta ai părul așa de lung. Tu ești țintit să ajungi influencer. Să vorbim despre școală acum, da? Îți place la școală? Da, foarte mult. Ai fost în clasa 0 și intri în clasa 1, corect? Am informația bună? Da. Știi să citești și să scrii? Normal că știu. Păi cum ai făcut clasa 0 și deja le știi pe toate? Știi să și citești, știi să și scrii, tot știi? Spune-mi acum, uite, o să spun o întrebare. Te rog să completezi următoarea propoziție. Ana are... Ce are Ana? COVID. Băi, nene, stai puțin, că nu-i chiar așa. Ana are mere. Asta e propoziția. Ce-i treaba avem noi cu COVID-ul? COVID-ul nu e în abecedar, da? Ce știi tu despre pandemie? Știu că trebuie să port mască pe față. Nu-mi place. Nu, și nu-ți place chestia asta deloc, nu? Da. Păi, de ce nu-ți place ție să porți mască? Hai, explică. Păi nu ne mai putem strâmba, nu mai putem scoate limba, nu ne mai putem scuipa unul pe celălalt. E frumos așa? E frumos așa să vă scuipați la școală? Mă rog, tu o să porți mască la școală? Tu personal? Cred, dar nu garantez. De ce nu garantez? Eu cred că treaba asta cu masca este greșită la copii. De ce? Să obligi un copil să poarte mască este ca și când ai obliga un porumbel să poartă pantofi ca să nu răcească. Doamne, ce bine ai spus! Nici nu trebuie să mai continuăm discuția asta pentru că se poate termina aici. Ai fost magnific! Mulțumesc din suflet pentru că ai venit la acest interviu. Dar totuși să-și mai pune vreo două întrebări. Mă lași? Da. Dintre obiectele de la școală, care îți place cel mai mult? Matematica? Citirea, caligrafia, faci caligrafie la școală? Ai făcut în clasa 0? Nu. N-ai făcut? Matematica. Matematica, ok. Tot. Sau scrisul de mână. Scrisul de mână. Sau pianul. Băi, le amesteci cam tare. Pianul. Pianul. Pianul, îți place? Vrei să devii muzician? Da. Tu ai față de rocker așa cu părul ăsta, să știi. Pe bune. Ai vreun idol în lumea muzicii? Ai da. un cântăreț care îți place ție mult, mult de tot? Da. Cine? Dave din... Cine? Dave îl cheamă din formația Depeche Mode. A, super! E și rocker! Băi, și Sting! Și Sting! Foarte bine! Îmi place de tine, ești o persoană foarte agreabilă. Și a doua întrebare? A doua întrebare. Cât timp stai într-o zi la calculator? Media așa. Puțin câteodată deloc. Câteodată deloc? Da. Și câteodată? Toată ziua. Nu, niciodată că toată ziua. Dar cam așa, cam câte ore? Sau mai bine zis... 0 ore. Câteodată, dar foarte rar, jumătate de oră. A, așa. Dar spune, te cronometrează mama? Adică îți spune,
David, n-ai voie decât până la ora cutare. Așa nu, zice? Nu, îmi zice cât ai voie, adică câte... Ore ai? Nu, cât ai voie, adică câte ștrumfi ai voie. Ah, bun, cât ștrumfi... Ah, se măsoară în ștrumfi. Da. Timpul se măsoară în ștrumfi la tine. Ok, nu prea știu cum e asta cu ștrumfi. Adică știu ce sunt ștrumfi, dar nu știu cum au devenit ei unitate de măsură a timpului. O să-mi explici tu după ce terminăm discuția asta. Oricum e foarte interesant. Și pe calculator acolo, ce jocuri îți place să... Niciunul, că nu mă joc pe el. Nu pot să cred. Păi ce faci la calculator? Păi ți-am zis, mă uit la aceste desene, ștrumfi. A, te uiți la ștrumfi, acum m-am prins. Sau câteodată la un post sau două de teatre, că pun piese. Piese de teatru? Da. Piese de teatru cu oameni mari sau cu păpuși? Cu oameni mari. Îți plac piesele de teatru cu oameni mari? Da. Poți să-mi zici ultimul spectacol pe care l-ai văzut pe calculator? Ultimul? Ultimul, da, dacă îți amintești titlul. Alcesta se cheamă. Cum se cheamă? Alcesta. Alcesta? Băi, stai puțin că m-ai prins în offside, nu știu despre cine e vorba. Alcesta e din Grecia. Super. Să știi că ești un tip foarte tare, îmi place de tine. Cred că o să te mai chem pe aici. O să mai vii? Da. Ție îți place de mine? Da. Bravo, mulțumesc din suflet. Ești un băiat super. Asta a fost. Ați văzut părerea lui David? Nu vrea cu mască, pentru că nu-i place. Mulți părinți și-ar dori homeschooling. Probabil își permit, au cu cine lăsa copiii acasă, au bunici, ore filipineze sau diverse rude orbabe de prin bloc. Alții abia așteaptă însă primul clopoțel. S-au săturat ca de mele pădurețe să stea acasă cu copiii. Cu cine să-i lase când pleacă la serviciu? Să rămână singuri acasă și să caute perete, vedete, playboy. Plus că există și altă categorie de părinți nemulțumiți. Nemulțumiți de ce? Pentru că vor trebui să-și lasă copiii la școală cu masca pe față. Să recunoaște. Nu-i deloc ușor să porți masca aia timp de 4-6 ore pentru un adult de greu, dar nu pentru un copil de clasă primară. Poate că părinții ar trebui să fie mult mai responsabili. Să nu-i trimită pe copii la școală atunci când au simptome de răceală, când le curge nasul, tușesc sau o temperatură. Poate că astfel ar dispărea și obligativitatea purtării măști, ca în Marea Britanie, unde guvernul pune pe primul plan sănătatea elevilor din punct de vedere emoțional, da? Pe 14 septembrie începe școala și toată lumea va fi nemulțumită. Asta este clar. Orice ar face guvernul, tot prost va ieși. Pentru că așa e în pandemie, lumea e speriată de boală sau, dimpotrivă, e negaționistă. Cum să-i împaci pe unii cu ceilalți? Primii vor spune că au nevoie de 3 măști puse una peste alta, plus 2 viziere din plastic. Și oricum ar fi insuficient. Negaționiștii sunt pe partea cealaltă, ar vrea ca școala să desfășoare absolut normal, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ce era COVID-19? Nu există, băi. O cultă mondială ne distruge, ne bagă chipul în cap, ne fură datele cu termometru. Jos dictatura sanitară. Una peste alta, școala ar trebui să pună în centru ei interesele majore ale copilului, ale elevului. Nu interesele profesorilor, ale părinților, bunicilor sau politicienilor. Abia atunci când se va întâmpla această minune, dacă se va întâmpla vreodată, vom putea spune că am asistat la o adevărată revoluție în educație. Până atunci, luptăm cu COVID-ul. Cât o va dura chestia asta? Pune-o-s!